Bun găsit! Astra Film Fest vă propune, dincolo de sutele de documentare aflate în proiecție timp de o săptămână, vă propune, deci, câteva seri deosebite, seri muzicale. Ziua inaugurării, ziua deschiderii acestui festival a fost dedicată, între altele, Quartetului Intermezzo. A făcut o seară deosebit de specială celor care au fost la proiecția din deschidere. Miercuri va urma Tromba Felix, iar joi un eveniment muzical intitulat Când vioara întâlnește chitara. Continuă, evident, proiecțiile în cele 5 locații ale Astrei Film Fest. Spre finalul întâlnirii noastre o să discutăm aproximativ despre fiecare în parte. Deschidem dialogurile noastre de astăzi cu regizorul de film documentar, producătorul și scriitorul Mona Nicoară. Mulțumesc pentru prezență. Mona Nicoară, membru al juriului. Mulțumim, fain. Îmi pare tare bine că sunt aici. Mulțumim că sunteți la Sibiu, mulțumim că sunteți în România. O primă curiozitate, cum se văd filmele documentare românești, fiindcă și festivalul din acest an alocă un spațiu important documentarelor românești. Cum se văd, deci, documentarele românești din Statele Unite, acolo unde locuiți acum? Eu le urmăresc și din Statele Unite și de aici, din România, iar cele pe care apuc să le văd, începând de la documentarele studențești până la cele profesioniste făcute de veterani aici, sunt în mare parte foarte, foarte bune. Și devin chiar din ce în ce mai bune. Documentarul care era un fel de cenușăreasă a filmului românesc până de curând devine din ce în ce mai important în industria de film în general, nu doar în România, dar și în Europa și chiar și Statele Unite. Vorbim ca și valoare, nu numai ca și cantitate. Ca și cantitate, evident că sunt mai multe. Ca valoare, absolut. Cantitatea nu contează niciodată. Da, mulți spuneau exact asta, mulți spuneau că în primul rând cei din afara granițelor acordă o atenție deosebită documentarului, iar românii se vor mișca mai greu, dar și ei încetinel se vor apleca spre documentar. Cărui fapt îi se datorează această atenție crescândă și crescută în ultimii ani documentarului? Se datorează interesului pe care televiziunile par să-l acorde documentarului? Se datorează internetului, care evident acordă un spațiu nelimitat documentarului? Cărui fapt se datorează? Cred că în primul rând a calității. Au apărut filme documentare în ultimii 20 de ani și din ce în ce mai mult de curând, care sunt interesante pentru public. Sunt interesante pentru public, aduc de multe ori ceva nou în limbajul cinematografic și publicul a descoperit că poate să meargă în aceeași măsură la documentar cum merge la filmele de ficțiune. Au început documentarele să aibă din ce în ce mai multă distribuție în cinematografe, nu doar la televiziune, să aibă o plajă mai largă de limbaj cinematografic, astfel încât te poți duce să vezi altceva decât ce vezi la televiziune ca documentar. Lumea a început să se obișnuiască cu documentarele astea de Discovery, de National Geographic, ce mai fi la început ca documentare informaționale, după care, pe măsură ce au apărut din ce în ce mai bune, filme din ce în ce mai bune, lumea a descoperit că ele sunt oferă acelea satisfacții, într-un fel ca și filmele de ficțiune. Asta probabil, și e o întrebare, asta probabil, fiindcă, și mă refer la filmul documentar românesc, fiindcă probabil realizatorii de film documentar românesc au căpătat curaj. E o altă deschidere față de anii 90, în care îmi povestea părintele acestui festival, Dumitru Budrala, că au fost niște reacții senzaționale în anii 90, când au apărut primele documentare aici, la Astra Film. La un moment dat, oamenii s-au ridicat din sală, au spus așa ceva, nu face bine imaginii României în lume. Adică, cred că realizatorii de film documentar au și mai mult curaj și atunci povestea e mai bună și interesul probabil e mai mare. Da, parțial e vorba de acest lucru, parțial însă e și vorba de faptul că documentarul în sine este acceptat ca un mod de a vedea ceva despre noi înșine pe care nu l-am văzut înainte. E un mod de a ne surprinde și de a învăța ceva despre noi înșine, nu neapărat informații despre exterior, dar un mod de a vedea lumea și de a înțelege lumea astfel. Și cred că documentariștii au înțeles că pot să se adreseze publicului în acest fel, care este de fapt un fel emoțional de a te adresa publicului, nu este un fel informațional neapărat. Spuneți-mi ceva. În 2011, cred, ați fost în festival cu un documentar, Școala Noastră. Cât de actuale mai sunt oare astăzi temele din acel documentar?
Din păcate, temele legate de documentarul meu, care avea de-a face cu integrarea școlară a copiilor romi dintr-un mic sat, un mic oraș, mă iertați, din Maramureș, sunt în continuare actuale. Aș fi vrut să nu fie. Aș fi vrut să rămână un documentar istoric. E adevărat că soiul acesta de schimbări, care țin de o schimbare societală, de o schimbare de atitudine generală, ia foarte, foarte mult timp. Uh-huh. Și sper ca, la un moment dat, să ne uităm la el ca la un document primar istoric. Da. Cum era atunci, da. Exact. Da. Ați văzut Dragă Fenian ieri? Da, am văzut. Asta am văzut. Apropo de realități, apropo de felul în care ne raportăm, da, la ele și apropo de paralela pe care o făcuseră organizatorii, iată, chiar prima zi de festival, între ceea ce s-a întâmplat în plin comunism cu Congresul al 12-lea, cred. Apropo, deci, de realități și de felul în care, iată, oamenii în anii 2000 trăiesc în Coreea de Nord. Da. Cu convingeri, da, care poate pe mulți ar face, da, astăzi să ridice din, da, sprânceană. Da. Ați rămas după documentarul primei seri cu multe întrebări? Noi da, și am fi vrut să le punem regizorului. Dar sunteți coleg de juriu, da, cu domnia sa, poate. Nu suntem. Nu este în același juriu cu mine. Ce m-a interesat pe mine la acel film? E un film din 2005. Da. E surprinzător de multe ori să vezi filme atât de vechi în deschiderea, uh-huh, unui festival. Dar ce m-a surprins, din nou, nu e un documentar istoric, e probabil un documentar care este la fel de actual acum cum a fost atunci. Da. Lucrurile în legătură cu dragul meu Fenian par să nu se fi schimbat foarte mult. Coreea de Nord este încă sub dictatură. O parte din întrebările pe care spuneam că le-a lansat acest documentar și le-a lansat către realizatorul său, probabil îl vom avea și noi invitat în această săptămână, o parte din întrebări așadar privesc felul în care acest documentar a fost realizat. Noi știam, de exemplu, despre Coreea de Nord, că este o țară închisă în care, în momentul în care ai intrat cu o cameră video, ești mereu urmărit și așa mai departe. Ei bine, realizatorul a reușit să filmeze, cel puțin teoretic, liber. Dar cred că e vorba, asta era lucrul care era interesant despre documentarul de aseară, e vorba de un acces privilegiat. Da. Ea provine dintr-o familie care, așa, are o legătură foarte strânsă cu Nord Coreea, care deține niște privilegii în legătură cu accesul la Coreea de Nord, corect, are o grămadă de familie acolo, mm-hmm, merge foarte des. Este familie clar foarte bine situată în regimul, da, nordcorean, fiindcă, da, erau foarte apreciați, exact, și sunt foarte apreciați. Exact, acolo. Este clar că tatăl este într-o poziție privilegiată și din pricina aceasta asta cred că a căpătat mult mai mult acces decât am fi văzut în alt fel de documentar. Dacă am o părere de rău legată de acest documentar, este că are o proiecție unică. Mă rog, a avut o proiecție unică în festival, da, cea din deschidere. Poate, într-un fel sau altul, cândva îl vom revedea. De ce nu, poate în ediția de anul viitor a Astrei Film Fest. Membru al juriului, așadar, da, cât de grea e misiunea asta? Programatorii ne-au făcut-o destul de grea. Avem ce discuta. Avem ce discuta. Noi în jurul nostru jurizăm 22, am impresia, de filme. Jumătate sunt din Europa Centrală și de Est și jumătate sunt filmele studențești, filmele studenților, și selecția este destul de solidă. Povesteam, și aș vrea cu asta să încheiem dialogul nostru, povesteam despre felul în care, felul bun înțeleg eu, în care documentarele românești sunt văzute peste graniță, fiindcă ăsta era subiectul care ne interesa în mod deosebit. Vă întreb dacă facem tehnic documentare la nivel internațional. Adică ne lipsește ceva? Inspirație să spune că avem? Deci suntem pe același nivel cu toți ceilalți? Absolut. Absolut. Tehnic nu este nicio problemă și a devenit foarte ușor pentru o grămadă de lume să facă documentari. Din punct de vedere tehnic, nu e o problemă deloc. E o problemă, dacă este o problemă, faptul că plaja de realizatori este foarte mică. Uh-huh. În de continuare. Cred că, pe de o parte, școala de film din România este concentrată destul de mult pe ficțiune. Pe de altă parte, s-ar putea să fie o lipsă de finanțare, de curaj, sunt toate aceste complexități cu finanțările de la CNC, care afectează destul de mult documentarul. Este privit ca
un soi de film de clasa a doua de către CNC. S-ar putea să fie argumentul suprem pentru care nu se înghesuie lumea, fiindcă se gândește cum scot banii, fiindcă evident am costuri, cum scot banii, de unde și așa mai Absolut. Departe. Absolut. În America, bună oară, sistemul funcționează altfel? Cine finanțează? În America e mult mai rău într-un fel. E mult mai rău. În sfârșit auzim și asta. Da, finanțările în general sunt private, nu există niciun fel de sprijin din partea statului, foarte puțin bani vin către documentari de la televiziunea publică sau de la bani dedicați artei de la, din partea Congresului, dar și aceia vin în regim de licență. E extrem de competitiv. Capeți bani în general de la fundații private și de la investitori privați. Nu există un sistem care să se potrivească fiecărui film. Fiecare film reinventează roata pentru ce-i trebuie, ce-i trebuie lui. Pe de altă parte, sunt mult mai mulți realizatori. În America există ceea ce nu există în România încă, o masă de montări, de editori foarte buni de documentar. Editorul este esențial la documentar. În România sunt câțiva care sunt foarte buni, dar ideal ar fi să fie mult mai mulți, pentru că montajul este ceea ce îți face documentarul. Iar din punctul ăsta de vedere, în America stă mult mai bine. O curiozitate era legată de banii care se învârt în această industrie. Evident că America este cu ani de zile în fața noastră din punctul de vedere al grosului de bani, ca să spun așa. Care e motivul pentru care companiile americane, prin fundații sau prin alte organizații, susțin un documentar? Ce îi mână în luptă? Tema? Depinde. Relația la fiecare documentar este altceva. Este un alt motiv. Mulți dau bani pentru că speră să capete bani după realizarea documentarului. Speră să facă bani din acel documentar. E tot un semn de încredere față de realizatorii. Da, absolut, absolut. Alteori se dă pur și simplu pentru că se consideră că este o temă importantă care poate fi realizată bine de acel filmmaker, de acel regizor. Iar alteori se dă pur și simplu de amorul artei. Pentru că ai un regizor bun, ai o echipă bună, știi că acest film, chit că nu va face bani, de multe ori nu face niciun fel de bani dacă este un documentar de artă, este un documentar care trebuie susținut pentru că avansează într-un fel limbajul cinematografic. Sau se adresează unui public căruia alte soiuri de documentare, cele comerciale, cele activiste, nu li se adresează. O curiozitate de final. Există vreo temă pe care ar vrea Mona Nicoară să o abordeze în vreun documentar, în vreun viitor? Sunt multe. Cu ce mă lupt eu acum este să găsesc acele care cinematografic pot fi realizate cel mai bine. Nu vreau să... N-am preferințe tematice, propriu-zis. Am preferințe care țin de modalitatea de realizare a documentarului. S-a trecut de partea de vis? Că la început sigur ai visat să faci o temă, n-ai visat tehnica în care o vei face. Le visez împreună. Le visez împreună și visez și finanțarea. Finanțarea rămâne un vis de cele mai multe ori. Pe celelalte le poți transforma în realitate. De obicei, singurul cu care rămâne vis este finanțarea. O opinie înainte de despărțire, o opinie generală față de tot ceea ce se întâmplă aici la Sibiu. Noi și organizatorii și, e adevărat, mulți din afară spun despre acest festival, că este cel mai important de Europa Centrală și de Est. Cred că și cantitatea și calitatea confirmă asta. Organizarea însă spune ceva despre acest festival? Ce simțiți ca om care ați fost la nenumărate festivaluri? Prin propria persoană sau prin filmele pe care ați fost? Ce spune organizarea despre acest festival? E prima oară că sunt la acest festival. N-am mai fost înainte, chit că filmul meu a fost aici, da. Și mi-a părut tare rău că n-am putut să vin. Dar ce am văzut de ieri când am ajuns aici până astăzi arată foarte bine. E o plăcere, e
orașul e splendid, locurile în care mergi, te duci la o cafea, te întâlnești cu lumea, atmosfera este foarte, foarte caldă și putem foarte plăcută. Putem să-i mulțumim distinsului domn care trece pe lângă noi. Vorbește la telefon. Da, a dus greu ani de zile și continuă să-l ducă. Bună ziua, bună ziua. Vă vorbeam în lipsă, da. Exact. Mutarea, înțeleg că erau proiecțiile până acum la Casa de Cultură a Sindicatelor. Mutarea aici, la Filarmonică și în toate celelalte locații pe care le-am văzut ca să mă orientez azi în zori, pare foarte, foarte bună. V-am adus în centru istoric ca să vedeți cu adevărat Sibiu. Da. Vă mulțumesc mult pentru întâlnirea de astăzi. Vă mulțumesc tare, tare mult! Eu am învățat că trebuie să protejăm mediul înconjurător. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Non-Ficțiune de la Sibiu. Pe ecranele Astra Film vor fi proiectate 320 de filme timp de o săptămână în 5 săli de proiecție. Instituția pe care o reprezint și Consiliul Județean n-aș voi nicio clipă să susțină acest festival și îl vom susține. Felicitări și succes! The film you will see from now is titled Dear Pyongyang. Is my first documentary, and it's about my own family. The main character is my father. Următorul invitat al zilei, doamnelor și domnilor, este arhi cunoscut în Sibiu, evident, înainte de toate, datorită plecării sale pentru artă, iar apoi datorită amestecului poate de neimaginat în urmă cu câteva zeci de ani, amestecului dintre comerț și artă. Valiu Oltean, mulțumesc pentru întâlnire. Bună ziua, bine v-am găsit. Ne aducem aminte cu toții de Art Cafe, ne aducem cu toții aminte de galerii, ne aducem cu toții aminte de interesul deosebit al lui Valiu Oltean pentru artă. Un interes, deschid aici o paranteză, cultivat din câte am auzit, datorită relației cu fratele său, absolvent de liceu de arte, care a dezvoltat gustul pentru arta lui Valiu Oltean. Am greșit? Nu, într-o anume măsură e corect ce zici. Da, fratele meu a fost elev la liceu de artă, a fost elev de-a lui Tăutu, toată lumea cunoaște numele în zona fine art-ului, în zona artei plastice din Sibiu. Nu știu dacă neapărat numai asta. Întotdeauna am considerat că există ceva pe undeva prin interior care a determinat, eu știu, dimensiunea asta. În momentul în care ai deschis Art Cafe-ul, de exemplu, realmente credeai că poți câștiga bani din combinația asta? Cred că eram îndeajuns de naiv încât să zic, ca răspunsul să fie da. Ce ți-a demonstrat realitatea atunci? A fost, de fapt, la momentul respectiv o cale, zic eu, și care vine dintr-o altfel de poveste. Punctul inițial a ținut de faptul că îmi doream un loc în care să întâlnesc un anume gen de lume. Uh-huh. Care gen de lume? Scuză-mă, care nu avea acces la arta de suprafață, ca să-i spun așa? Vorbim de ceea ce însemna boema. Nu exista practic. Sigur, literatura îmi spusese că există o anume boemă, că există o anume boemă și la noi în Sibiu, că există în România o boemă, dincolo de ce însemna, discursul de dinainte de 89, el exista de la festivalul de jazz din Sibiu, era cea mai bună dovadă la momentul respectiv. Și pentru că n-a existat, am încercat să-l creez. Sigur că între timp am învățat foarte multe, foarte multe despre asta. S-a dovedit a fi o zonă interesantă și din perspectiva upgrade-ului tău personal și din perspectiva business-ului. Ok. Genul ăsta de boemă constructivă, evident, fiindcă multă lume se gândește poate și înspre alte direcții. Genul ăsta de boemă putea ține în viață o afacere?
Nu. Puteau. Nu m-a trăit afacerea. Nu. Dezvoltând și baletând, dacă îmi permiteți, undeva pe lângă zona asta. E o chestiune care ține, zic eu, de pe de o parte de dibăcie, cred, dar pe de altă parte cred că cumva și de o lipsă a existenței, dimensiunii astea la noi. Și atunci ele s-au pliat una lângă cealaltă. Pentru mulți tu păreai un vizionar la momentul ăla. Veneai cu un concept care, nu știu că l-ai inventat în România, dar alții în afară îl practicau de ani, de zile. Și lumea spunea, uitați-vă la el ce crede, aduce artiștii. Până... Păi artiștii n-au bani, cum să stea la... Da, așa a venit după aceea galeria Artvo. Circuitul este unul destul de ciudat, dar eu știu, un fel de circuit al apei natură. Da, da, da. Fără discuție că vine unul după celălalt. Adică artiștii nu plătesc, să spunem, cafeaua din Art Cafe. Lucrările sunt puse la vânzare în galerie, lucrarea... sperând din tot sufletul se va vinde, o parte din banii respectivi acoperă datoria de la Art Cafe, iar ceilalți merg. Asta e un circuit, mai mult sau mai puțin, așa cum vi-l spun eu. Un obișnuit al genului ăsta de evenimente, Vali Oltean, vine, cred că și aici găsiți o cale de mijloc în care vă întâlniți. Vii ca un iubitor de artă în genul ăsta de evenimente, vii și ca businessman în genul ăsta de evenimente, fiindcă au toate invariabil o componentă comercială, lumea trebuie să mănânce, trebuie să bea o cafea, trebuie să bea un suc și așa mai departe. E plăcere plus business în demersul ăsta? Ele sunt inevitabil legate. Sigur, niciodată n-aș fi putut trăi exclusiv din ceea ce a însemnat Art Cafe. Tot atât de bine n-aș fi putut trăi niciodată exclusiv din ceea ce a însemnat și ce înseamnă galeria Artvo. Eu lucrez design de interior de foarte mult timp. Este, de fapt, zona care, cum să spun, face în așa fel încât aceste două dimensiuni de care vorbim să fie suportabile. Da, okay. Să fie suportabile. Ideea este că de la un moment dat ele devin cel puțin, dacă doriți, sustenabile singur. Deci ele se susțin, își văd de treabă. N-aduc temir ce... Bă, dar asta se întâmplă după câți ani? Am deschis Art Cafe în 1997, iar vorbind de istorie, da, la momentul respectiv mai exista un singur loc în România, se numea Tiloș Cafe, de la cunoscuți știu că înseamnă interzis cafe, era la Miercurea Ciuc și în primul an de Art Cafe din Sibiu, aceste două locuri apăruseră și ajunseseră la un moment de la acel moment singurele două locuri din țară incluse într-un circuit european de spații neconvenționale. Când eu am văzut Art Cafe-ul prima dată în Lonely Planet, în ghid, pentru mine a fost așa, sublimul, îl am și acum exemplarul ăla. Păi, vă imaginați, în Lonely Planet se ajunge greu și azi, dar am uitat. Și vorbim de 1997. Sigur că de atunci istoria s-a întâmplat să fie plină, foarte plină. Am avut o grămadă de evenimente și în Art Cafe, și în Cafenea, și în galerie. Întotdeauna s-au susținut cumva una pe cealaltă. Alături de Astra Film Fest de câți ani oare? Noi ne-am întâlnit și anul trecut, dacă stau și mă gândesc și în urmă cu alți ani. Da. Suntem parteneri cu Astra Film Fest din 1998. Mulți ani înainte. Din 1998, da. Suntem de la momentul în care cei care filmează în acest moment erau aproape la fel de mulți ca cei care erau în sală în primii ani. An. Da, și eu vorbesc totuși de 98, suntem undeva la câțiva ani după demararea proiectului ăstuia de către Dumitru. Da, suntem aproape de la începuturi și facem în așa fel încât să mergem cât mai departe cu să ei. Să dea Dumnezeu să ajungeți foarte departe împreună. Mulțumesc, Vali Oltean. Cu drag. Doamnelor și domnilor, ca și anul trecut și sperăm ca și în anii care urmează să se întâmple la fel, un obișnuit al festivalului Astra Film este alături de noi, Estera Zecheli. Mulțumesc mult pentru întâlnire. A trecut un an de zile, ia că ne vedem o dată pe an, ce Dumnezeu, ar trebui să facem astea mai des. Un obișnuit deci al festivalului de câți ani? Din 98. Da, din 98. An de an, filme an multe? An de an, da, bine, erau la început din 2 în 2 ani,
Noi ne aducem aminte, noi ne aducem aminte din ediția de anul trecut că vă propuneați să vizionați câteva filme. Da, ați reușit să vedeți 28. Tot ce... Decât, da, cum ar zice bucureștenii, decât 28. Decât, da, 28, cam așa, da. Noi n-am tras linie după festivalul de anul trecut. Nu. V-au plăcut toate? Multe mi-au plăcut, foarte multe mi-au plăcut, dar am fost extraordinar de bucuroasă că un sibian, de fapt, băiatul unui sibian, Șerban Tătaru, tatălui a fost coleg de liceu cu mine din clasă paralelă, mi-a plăcut filmul lui și a și câștigat un premiu. Da. Mi-au plăcut regizorul ca un Kowalski să-l vezi și să-i vezi filmul actual cu gazele de șist. Și să poți vorbi cu el în sală, da. Mai ales într-un moment în care scandalul gazelor de șist în România, vă aduceți aminte ce se ce pregătea crea să plece. Cu Pungeștiu să meargă la Pungești, da. Atunci. Cred că a mers atunci, da. Da, și plecat. Ok, la momentul la care această discuție este înregistrată, am reușit cu toții și suntem sub imperiu, așa cum cu siguranță v-ați dat seama, suntem sub imperiu vizionării dragului meu Fenian. L-am văzut cu toții, impresii diverse, unele bune, unele mai puțin bune. Unde vă situați? Așa, pe la mijloc. Pe la mijloc este? Pe la mijloc, da. A fost un film interesant. Pentru mine a fost puțin cam lung. Nu știu dacă a redat exact cu totul, dar în timpul vizionării mi-a venit o idee așa foarte interesantă. Dacă un tânăr regizor ar vrea să facă un film paralel, să vadă această regizoare filmul lui Adelin Petrișor de anul trecut, cu Coreea de Nord. Apropo de durată, un film foarte scurt. Scurt, 17 minute. Dar dezbaterea a fost peste o oră după aceea. Dar să în paralel, adică să vadă această regizoare filmului Petrișor, cineva să filmeze. Și noi să-i vedem reacția. Și să-i vedem reacția ei. Interesant. Pentru că noi tot ce am văzut, eu mă întreb cum a filmat ea în Coreea de Nord. A avut un regim special, asta e clar. Poate și datorită familiei care avea un regim special în Coreea de Nord. Da. Filmul, în general, mi-a plăcut. Da, puțin cam lung, totuși. Din 90 și până astăzi, 98. Ați numărat câte filme ați văzut? Nu. Dacă la fiecare ediție am văzut, să zicem, 20 în medie. Și în mulțim ajungem la sute. Da, și este foarte interesant. Eu am catalogele de când au apărut catalogele și am și biletele pe care le-am pus la filmele respective. Știu cine a câștigat, ce a câștigat. Și, nu știu, mie îmi face plăcere. Îmi plac aceste filme pentru că redau realitatea. În primul rând. Așteptați teme anume anul acesta? Aveți ceva ce așteptați să vedeți? Da, vreau să văd neapărat acele filme cu comunitățile, care cred că vor fi interesante. Cele 5, dacă nu mă înșel. Da, cam așa, da. Vreau să văd și acelea cu old. Am vorbit și noi ieri despre și despre una și despre altă. Old age sex, să vedem despre ce este vorba, că am trecut în acea categorie. Lăsați. Dar pe mine mă fascinează filmele copiilor pe care le-am văzut. Astea sunt reluări, dar eu vin și la aceste filme, să deci, știți. Nu doar junior la asta, film junior, ci și senior. Sunt deosebite și pentru copii mai ales, fiind de profesie dascăl, știu ce înseamnă pentru copii aceste filme. Unii din ei n-au fost niciodată la un film. Da, e adevărat. Și noi ne-am bucurat să aflăm, mi-a iertat să aflăm că vin pentru asta film junior, vin grupuri județ, de elevi din județ, care într-adevăr nu s-au întâlnit cu cinematograful niciodată, dar aminte cu filmul documentar sau cu un alt tip de film pentru ei. Și copiilor le place. Pentru că eu am o nepoțică pe care deja am introdus-o în acest circuit și este fascinată da. De aceste filme și nu numai. Sunt filme făcute special pentru ei. Copiii vin cu păreri foarte bune după ce au văzut. Da, corect. Și le place. O parte dintre ei, noi despre asta vorbeam ieri, și aduc aminte inclusiv de proiecțiile de anul trecut. E o atmosferă deosebită. Poate chiar și numai de curiozitate reacții, puteți veni în sală exact să vedeți ce se întâmplă diminețile. Întotdeauna merg. Nu e un caz deosebit. Nu sunt cel mai cu minte public copiii. Dar sunt deosebiți. Fenomenal, reacțiile e adevărat. Lor sunt adevărate.
Estera Zecheli, mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi. O săptămână, o săptămână bucuroasă, practic, da, avem atât de multe filme. Da, foarte încărcat. E adevărat. Sunt convins însă că o să ne descurcăm cu toții pentru a vedea ceea ce ne propun cei de la Astra Film Fest. Le spuneam celor care ne privesc că avem în acest an 5 locații, despre asta am discutat și ieri. Am să vă fac câteva recomandări legate de ziua de miercuri, de ziua de mâine așadar. Masacrul de la Fântâna Albă poartă o semnătură deosebită, mă iertați, va fi în proiecție la Sala Talia începând cu ora 3 după amiaza. Masacrul la Fântâna Albă reface istoria zilei în care Bucovina a fost cedată sovieticilor. Atunci, în acel moment, la Fântâna Albă, care era localitate de graniță, la Fântâna Albă au fost mitraliați mii de oameni. Poartă, spuneam, o semnătură deosebită acest documentar, Lucia Hosul Longin. Sunt convins că o să vă facă plăcere la ora 3 după amiaza la Sala Talia, așadar. Termeni și condiții la ora 20 și la ora 21 la Teatru Gong. Acest documentar încearcă să ne spună că ideea de intimitate nu mai există. Probabil toți dintre dumneavoastră care au o căsuță de e-mail își aduc aminte că în momentul în care dorești să o configurezi, ești întrebat dacă accepti termenele și condițiile. Documentarul se întreabă, are și răspunsul pentru asta, câți dintre noi citim termenii și condițiile pentru a vedea înspre ce zonă ne duce acea acceptare. În plus, documentarul urmărește cronologia legislației americane mână în mână, dacă îmi permiteți formularea, mână în mână cu mari operatori din zona internet. În fine, o ultimă recomandare este, apropo de ceea ce discutam și noi înainte cu doamna Zecheli, Comuna Americană. Este povestea a două surori, Nadine și Rena, care se întorc după ani de zile într-o comunitate hippie din care au plecat în anul 1985. Comuna Americană este o proiecție care va avea loc la ora 10 seara la Sala Talia. Atât pentru astăzi, pe curând!